Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, în care sper să găsiți ghidaj, informații utile pentru ziua de mâine. Sau bine, știți că evenimentele acestea planetare, și nu doar planetare, chiar și personale, se pot întâmpla într-o zi, se pot întâmpla într-o săptămână, pe o perioadă, schimbările marcante, schimbările importante se pot întâmpla pe o perioadă de timp. Chiar dacă poate uneori avem tendința să fixăm evenimentul, situația, emoția pe o singură zi, la o anumită oră, nu cred că se poate chiar atât de exact. De exemplu, nu știu, nu era pregătit discursul ăsta, dar cred că nici o naștere, cât am încercat noi astrologic să analizăm momentul nașterii, nu poate fi marcată de o oră și de un minut. Copilul iese într-un timp, noi ne transformăm într-un timp, evenimentele se întâmplă într-un timp. Și da, mâine este echinocțiu de toamnă și probabil că sunt mai mult ca sigură că anumite chestiuni, situații, decizii, gânduri, emoții se manifestă de azi, se manifestă de ieri, de câteva zile, urmează să se manifeste chiar și după ce ziua de mâine se va încheia, încă o perioadă de timp, la fel și la portal, la portalul energetic pe care îl trăim în fiecare lună, la fel este și la lună nouă și la lună plină. Eu am încercat să spun acest lucru de fiecare dată. Și dacă uneori, anumite mesaje, simțiți că nu vi se potrivesc, treceți peste cu eleganță și căutați ori la alt număr, ori la altă etalare, ori pe alt canal, că sunt o grămadă. Așadar, dragii mei, aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. O să vă dau medalion, toate sunt medalioane. Acesta este numărul 1, floarea de crin, știți? Unii ce înseamnă. Acesta este numărul 2, dar în continuare renovez, n-am unghiile făcute, dar nu contează. Deschiderea către univers există, da? Numărul 3. Să nu uitați că mai e o fațetă. Numărul 2, nu, numărul 2 trebuia să fie, dar și numărul 3. Acesta l-am găsit de curând, a fost de curând un târg în oraș și mie îmi place să mai caut gablonțuri. Mi-a plăcut la maxim acest medalion. Poate să pară sumbru pentru unii, dar pentru cei care aveți habar de simbolistică, vă dați seama că nu e chiar atât de sumbru, e chiar foarte fain. Foarte fain. O să vorbesc despre el când? Pentru cei care aleg acest număr. Așadar, dragii mei, vă puneți pauză. Între timp am ales câteva mesaje și mai am seturi pe care, de cărți pe care le voi folosi la fiecare număr în momentul în care fac etalarea. Acum, hai să trecem la treabă. La treabă. Voi vă puneți pauză eventual și stai. Sau săriți peste, cum vreți voi, dacă. Haideți să vorbim despre numărul 1. Cei care ați ales această floare de crin. Nu știu câți. Interesant! Oh, da, interesant. Și pe aceste de cărți, niște crini. Între pasiune și manifestarea unei energii feminine înalte. Floarea de crin e asociată Fecioarei Maria, știți? Sau caselor regale. E o chestiune de noblețe, de regalitate care trebuie manifestată versus și trandafirul e regal, dar adesea simbolizează mai degrabă o pasiune care doare. Sunt multe de spus. Ambele, și trandafirul și floarea de crin, atrag prin miros. Însă, interesant, trandafirul are țepi, crinul nu are. Aici este marea diferență. Trandafirul este roșu, crinul adesea, în acest caz, e argintiu, e alb. Trebuie să, unii dintre voi, să ieșiți dintr-o zonă, din chakra întâia. Chakra întâia care e simbolizată de roșu, da? De dorința de stabilitate, de pasiunea aceea care pleacă din dorință versus o pasiune care vă poate transforma viața, vă poate vindeca. Hai
să vedem ce alte mesaje au venit. A, ce îmi interes, ce mai simt apropo de acest medalion? Fiind din Strasburg, din punctul EZ, e o chestiune care, la care trebuie să lucrați punct cu punct, moment cu moment. Nu se, cum am spus și la început, nu se întâmplă pe loc. Da? Trebuie să aveți răbdare în această, să zic, transformare, manifestare, dragoste, orice ar fi. Chiar și exprimarea voastră, nobilă, pură, elegantă, se face în timp. Cu exercițiu, vreau să zic, prin exercițiu, zi de zi, prin strădanie, ar spune. Interesant. În fine. Ce cărți au venit? Doi de monede, alegerea și 8 de cupe. 8 de cupe, 8 de apă. La capătul setului de cărți era 10 de foc și 10 de aer. Nu știu cât se pot vedea toate cărțile, dar sunt aici 10 de foc și 10 de aer. Le pun. Ce alte cărți au venit? Completion, 21. Final de capitol. La capătul setului de cărți, niște semnale. Niște semnale. Iar aveți de ales între armonie flowering și ce alte cărți au venit? Acestea. Au insistat să vină. Am vrut doar o carte, dar am insistat să vină mai multe. O să vorbesc despre ele când. La capătul setului de cărți pe care îl voi folosi, eremitul, urmează să vă găsiți lumina și să renaște judecata. Pe cale, sunteți pe cale, sunteți în prim proces, cum am zis, de a renaște 20-21. Sunteți pe cale să încheiați un mare capitol în viața voastră. Aveți o importantă alegere de făcut. În aceste de cărți, alegerea este simbolizată de zero. Și mai aveți 10 de 3 ori. 1, 2, 3. 10 de spade, 10 de aer și acest blocaj. E un blocaj. A stat într-o relație care v-a consumat energetic, v-a rănit imens, v-a provocat multe traume. V-ați păcălit, v-au păcălit poate alții, dar știți voi, am zis, ca să fim în echilibru, pentru că nu putem să acuzăm tot timpul pe cineva. Când cineva ne păcălește, înseamnă că și noi ne-am păcălit crezând prea mult în acea persoană, în adevărul lor, în energia lor, în eu știu ce, ni s-a aruncat, mai ales în cazurile în care aveți de-a face cu narcisiști, vi s-au aruncat în față niște minciuni și voi ați crezut că sunt adevăruri. N-ați vrut să credeți că persoanele, situația respectivă nu este în folosul vostru. Posibil că cineva v-a jonglat. Sau voi ați fost puși în situația în care a trebuit să faceți multe lucruri pentru o familie cu 10 de bâte și 10 de aer, pentru o relație. Posibil. Poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în familie și când zic familie, nu mă refer la căsătorie, mă refer la familia din care faceți parte. Ați jonglat multe lucruri. Ori voi, ori cineva v-a jonglat. Și-a făcut timp și pentru voi și pentru alte persoane și pentru alte chestiuni, dar într-un sens în care voi nu ați beneficiat. Am zis, nu pot acum să zic musai decât dacă voi știți și aveți confirmări. Știți că ați avut de-a face cu un personaj care a vrut să vă controleze, care v-a mințit, care a ținut departe de voi și abundența și banii, a fost zgârcit într-o anumită privință sau v-a învățat așa, dar clar că și voi puteți să vedeți din cărți.
Sunteți la răscruce de drumuri. Ia uite, Dragon Slayer. Ați stat într-o construcție foarte rece. Emoțiile voastre au înghețat în această construcție. Orice ar fi, repet, construcția înseamnă nu neapărat clădire, cât relații de orice natură ar fi ele. De orice natură ar fi ele. Dar ce interesant, că această alegere este flancată de 8 de aer și de 2 de monede. Două persoane care, într-un anume fel, puteți să fiți voi în altă versiune, într-o versiune în care aveți foarte multe de făcut. Pentru că sunteți într-o relație în care vi se pun în cărcă multe responsabilități, în care sunteți acuzați, n-ai făcut cu tare, du-te și fă cu tare, că tu ești, nu ești bun de nimic sau tu nu ești bun de nimic, uite, că de ce? Știți, chestiuni de genul ăsta se întâmplă în relație, știu. Și te simți vinovat și vrei să faci și mai multe și vrei să dovedești că poți, cui? Oamenilor care vor să fie în control, care vor să vă controleze, care, pe de altă parte, sunt zgârciți emoțional, financiar, au măști, nici ei nu se cunosc, poate. Că, în general, oamenii care au măști nu se cunosc. Din punctul meu de vedere, un om care e fals, nu se cunoaște, pentru că dacă s-ar cunoaște, nu s-ar ascunde. Dacă s-ar cunoaște, ar dori să se schimbe, să-și vadă și ar vedea cu sinceritate problemele și ar încerca să le schimbe. Zic eu, părerea mea, poate sunt eu prea optimistă, poate sunt eu prea idealistă, dar părerea mea, da, poți să-ți dai seama că ai niște defecte, dar în momentul în care îți dai seama că ai niște defecte și acestea conștientizezi că se pot rezolva, nu stai în această energie. Bănuiesc că nu este a voastră. Bănuiesc că nu este a voastră și repet, există și o tendință a victimei în fața narcisiștilor, în fața acuzatorilor, în fața abuzatorilor sau, da? Persoanelor care ne abuzează, ne rănesc, vă rănesc. Există și o tendință de a vă complace, de a ne complace, mă includ și pe mine, pentru că am trecut și eu prin situații de genul ăsta. Și cum? Prin acel sentiment că eu sunt prea mic, nu pot să sar gardul, nu pot să rup lanțurile, ok, nu pot să rup lanțurile, poate pot să sar gardul, poate pot să te strecori, există soluții și pentru asta trebuie să ai credință. Interesant că acești 5 de monede, outsiderul, cel care este abandonat, eu știu, de viață, de anumite persoane, interesant, poate unii dintre voi ați fost abandonați în copilărie. Ați fost închiși în casă, cât timp părinții și-au făcut treburile, sunt situații. Sau ați fost părăsiți în anumite relații. Vedeți cum luați acest mesaj. V-ați simțit ca un paria la un moment dat. Trebuie să vindecați această rană. Și cum? Eliberându-vă emoțional. 8 de cupe. Am spus că sunt, nu știu dacă am spus, dar parcă am avut tendința și am schimbat la un moment dat mesajul. Sunt două persoane cu mâinile deschise. Însă, această persoană, diferența este, da? E vorba de alegeri. Ce manifesti? Că, de fapt, interesant, în română, manifestare pornește de la mână. Da? Are ca rădăcină cuvântul mână, manifestare. La noi, în română, da? Cu alte cuvinte, ceea ce realizezi cu mâna ta. Și o să mai discutăm despre lucrurile astea. Ca manifestor am multe lucruri să vă transmit. Dar, am spus că sunt două persoane cu mâinile oarecum deschise, însă această persoană este preocupată și cu cât e preocupată, cu atât vin mai multe preocupări și mai multe responsabilități și mai multe și mai multe și mai multe și cealaltă este eliberată. Și ce interesant este că aici curge energia. În momentul în care vă eliberați de aceste greutăți, responsabilități, alegeți eliberarea, doare, într-adevăr, doare. Dar, după ce vă vindecați, nu mai doare. După ce vă vindecați, vă puteți bucura de ce? Interesant, ia uite. De armonie. Alt 10. 4 de 10 sunt. Poate că e important acest număr și interesant
Nu doar că e important acest număr, dar posibil în octombrie să se manifeste anumite aspecte din această etalare, din această, eu știu, în acest mesaj, mesaje pe care le primiți. 10. Armonie. Flowering, abundență, un soi de regina de monede, abundență, dar tot așa, în echilibru, tot cu mâinile deschise, dar deschise, vindecate și gata să primească darurile divine. Mai e un lucru de aranjat, da? 20. Judecată, ascultați-vă intuiția. Ascultați mesajele care vă sunt date pe multe căi, ca să vă inspire în această alegere foarte importantă. Am spus că sunteți la răscruce de drumuri. Interesant, între drumuri terestre și drumuri spirituale, e un blocaj aici pe care trebuie să-l spargeți. S-a construit, v-ați izolat, v-ați înghețat emoțional unii dintre voi sau ați înghețat, într-o construcție care nu v-a fost benefică. Vouă. Poate altora da, dar nu vouă. Interesant, aici văd zăbrele, aici este un turn înghețat, parcă ați fost acolo, nu știu, ca într-o închisoare ați fost acolo, ca într-o închisoare. Și, repet, închisoarea asta poate să fie 19 asociat soarelui, poate să fie o închisoare emoțională, spirituală. Soare înseamnă spirit, înseamnă căldură, înseamnă generozitate, înseamnă dragoste necondiționată, n-ați primit toate aceste lucruri. În acest motiv, sunteți chemați, nu știu, a câta oară, poate trebuie să vă grăbiți, judecata, sunteți chemați să ieșiți în această închisoare, cu un mormânt. Interesant că vine și busola. Am zis, trebuie să manifestați, dragii mei, mai întâi prin rugăciune. Proiectați-vă în alte planuri, 5-4D, ca să se poată manifesta și în plan terestru. Blocajul, deblocajul mai bine zis. Dacă vă găsiți optimismul, dacă alegeți mai întâi cu gândul, prin credință, înțelegeți, da? 5 iar credință. Marele preot, da? Se va manifesta în timp, nu știu cât timp variază de la om la om și în această realitate și în această dimensiune. Și apoi aveți, ce frumos, numărul 1. Vă reactualizați ADN-ul energetic, vă reactualizați ADN-ul, eu știu, acesta, cu care v-ați născut. Vă vindecați de niște traume ancestrale, vă vindecați de niște karme familiare. Și tot ce a fost negativ devine, să zic, o amintire sau mai bine zis, o lecție. O lecție pentru că apare eremitul care caută lumina. Sunteți în plină căutare a destinului vostru. Dar, repet, sunteți la o răscruce de vânturi. Interesant, în aceste de cărți, în această imagine, eremitul e undeva pe o stâncă. Iar și aici e gheață, și aici e gheață. Dar aveți curajul să ieșiți, să depășiți acest blocaj pentru că sunteți chemați să vă găsiți vindecarea, steaua, ia uite, temperanța, echilibru, vindecarea, vorbeam de vindecare și am deschis la temperanță. Sunteți chemați să vă găsiți armonia interioară, abundența. Și eventual să fiți într-un alt cuplu, că 10 înseamnă cuplu, 10 înseamnă 10 de cupe, regina de monede, cu o soție, cu o, eu știu, prietenă, sau poate să fie și bărbat, da, într-o energie feminină vindecată. O persoană care vă hrănește, vă vindecă emoțional și cu care puteți aveți abundență. Și ce interesant, această energie feminină, aici e bărbat, aici e femeie, deci poate să fie și, stă pe o floare de lotus, adică ați trecut prin foarte multe. Acum, dacă alegeți corect, puteți să vă bucurați încet, încet, în timp, repet, de
dragoste, de binecuvântări, de fericire. Numărul 1. Alte mesaje. Ia uite, steaua e extraordinar, steaua. Eremitul. Ia uite. Trebuie să învățați să fiți vulnerabili cu voi. Să vă priviți în oglindă. Ca să vedeți ce aveți de vindecat, ce aveți de curățat. Trebuie să sperați. Și eremitul și steaua speră, se roagă, ambii se roagă. Încă o carte pentru numărul 1. Eventual, steaua poate să fie o persoană care vă ajută să vă vindecați, vă arată cum. E un exemplu. Pentru mine, steaua poate să fie un exemplu. Apare cavalerul de cupe și 6 de monede. Da, vine cineva interesant. Cineva vă oferă o cupă, interesant. Cineva vă oferă o cupă. Ar putea să fie acest personaj care are 2 cupe deja. Vă oferă și vouă una. Vă învață, vă arată. Ce înseamnă reciprocitate? Ce înseamnă să primești când ceri să primești? Și iar e vorba de a cere, în primul rând, Universului. Și primiți prin oamenii pe care îi întâlniți, prin situațiile pe care le trăiți. Doar trebuie să fiți atenți și să alegeți. Poate primiți și banii unii dintre voi, poate primiți, trăiți o romanță cu cavalerul de cupe. Dar pentru asta trebuie să vă analizați un pic, să vă analizați, să fiți vulnerabili și să vă înfruntați și fricile și speranțele, să zic, alea care ar mai fi pentru unii dintre voi. Da? La capătul setului de cărți este puterea. Al cui este acest ego, nu știu, al vostru sau al altei persoane. Dar dacă voi vă vindecați, veți fi apt să-i vindecați și pe alții. Veți fi apt să trăiți relații de reciprocitate și veți fi apt să transformați, să transformați, iar o minciună, apar, iar 7 de spade, politică. Zgârcitul. Să vindecați. Pentru că 8 înseamnă transformare, da? Și vindecare. Relații în care v-ați păcălit. Relații în care v-ați păcălit. Iau de relații la distanță pentru unii dintre voi, cu steaua, cu lumea și cu ce mai văd pe aici, posibil să fie relații la distanță în care v-ați păcălit. Cineva v-a tot furat. Energie. Lucruri, nu știu exact. Totuși, etalare colectivă. Și dacă nu e vorba de furt, e vorba de strategii mentale, de jocuri, în relații, pentru că e 7, în relații de lungă durată, contractuale, eventual. Dar îmi place că apare această putere. Aveți oameni în preajmă, aveți oameni care vă arată calea. Ia uitați, eremitul caută, trebuie să se trezească, sunteți. Chemați la lumină. Eventual, dacă voi ați ajuns în această postură, unii, nu toți, oferiți parte din lumina voastră, din emoțiile voastre, oferiți ajutor, înțelegere, eventual iertare, dacă puteți, aș spune. Cam asta este etalarea pentru numărul 1.
multe planete, dar în mod special aici apare zodia leului fecioarei, fecioară de două ori, leu, peștrac, scorpion, semn de pământ, fecioară, taur, capricorn, vărsător. Vărsător, eventual. Și cu șapte de spade, da. Dar sunt multe alte semne. Însă sunt toate semnele. La câte cărți am pus pe masă, sunt toate semnele. Ideea este că trebuie să înțelegeți mesajul. Dincolo de semnele de circulație sau astrologice sau ce ori mai fi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos și înțelegeți că lucrurile se întâmplă în timp, nu pe loc. Și trecem la următoarea etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Acest talisman, medalion, cum vreți voi să spuneți. Mie mi-aduce aminte de roata norocului. Ia să aprind un pic lumină. Iar s-a întunecat. Mi-aduce aminte de roata norocului. Dar nu e doar atât. Nu e doar atât. Aș spune că aveți câte puțin din fiecare și, bine, într-un fel toți avem câte puțin din fiecare, dar aveți de bifat din fiecare zodie câte ceva. Dacă vă centrați, reușiți să manifestați ce e mai frumos din fiecare, așa aș zice. 13, că de fapt sunt 13 zodii, 13 luni. Ia uite, să vă centrați, să vă găsiți încrederea, dragostea și să radiați. 13 numărul morții în tarot, moarte și transformare. Să treceți dincolo de a vă limita la o singură zodie, la un singur aspect, să deveniți compleți. Da? Complexi și compleți. Interesant, la capătul setului de cărți pe care voi folosi apare împărăteasa. Ce poate fi mai complet din punct de vedere al iubirii, apropo, și al abundenței? Ce poate fi mai complet decât împărăteasa? Da, o să vorbim și despre ea. Hai să vedem cărțile. Care erau? Multe. Așa, acestea erau. Desire și intuiție. Iar ce frumos. Iar la capătul setului de cărți, ce frumos scribul. Regina de aer. Destinul. Șase de aer. Și dragostea. Ce-a mai venit? Ia uite ce frumos sursă. Dar la capătul setului de cărți, moralitate, intensitate, îndrăgostiți. Sunt curioasă cât vedeți. Scribul, regina de aer, destinul, șase de cupe și dragostea. Alte cărți. Acest Golden Palace, Palatul de Aur, apropo de soare, de strălucire, de transformare. Și, care erau? Da. Dintre voi, ori voi sunteți supărați, răfniți după îmbrățișare, sad embrace, răfniți după îmbrățișare, poate uneori visați la această îmbrățișare, uneori încercați să ieșiți din labirintul gândurilor voastre, triste, unele dintre ele. Probabil că vă e dor de cineva la distanță, 20 și numărul judecății. Vă e dor de cineva la distanță pentru unii dintre voi. Sau cineva la distanță își dorește. E trist, tristă, fără voi. Își dorește o îmbrățișare.
simt în aceste două cărți un sentiment de dor, dar să zic, acest dor va fi depășit la un moment dat. În ce sens? În bine, cu totuși împărăteasa, îndrăgostiții, sursa, dragostea, ce mai văd pe aici. Sunt semnale că dacă e o relație la distanță cu 8 de cupe, dacă voi a trebuit să plecați din viața cuiva, 8 de cupe, sau cineva a trebuit să plece din viața voastră, a fost necesar. A fost necesar. Pentru ca voi sau cealaltă persoană, cine a plecat, să-și regăsească echilibru emoțional. Să-și regăsească dragostea interioară, dragostea personală, da? Să nu mai caute ce? În dorință să caute dragostea. Nu, dragostea este în noi. În momentul în care noi iubim, că aveți îndrăgostiți cuplu divin, în momentul în care noi ne iubim, da? Știm să oferim din dragoste. Ori voi trebuie să învățați sau să mai adăugați o lecție la această, să zic, misiune, dacă o știți. Și să depășiți o poveste, să zic, în care s-a manifestat mai mult dorința intensă. Pentru unii ar putea, iar 20, iar e o renaștere, o transformare. Pentru unii dintre voi ar putea să fie o tentație, pentru că apare și moralitate, o chestiune de moralitate, regina de spade de două ori. Regina de spade care în vibrația sa înaltă comunică scribul chestiuni existențiale de destin care vindecă, care aduc armonie, care aduc dragoste. Că sunteți voi, că ascultați pe cineva care vorbește despre aceste lucruri, ascultați-vă și intuiția, ca să puteți vindeca, iar o tentație, o dorință foarte intensă, dar care, repet, vă provoacă, mai bine zis, nu că v-ar pune la îndoială, vă provoacă aspecte care țin de moralitate. Poate v-ați îndrăgostit de cineva care, eu știu, în acest moment nu e la aceeași vibrație cu voi. Da? Energia este foarte intensă. Intensitate, dorință. Dorința este intensă. Seamănă, iar ego. Probabil că acest personaj deocamdată funcționează din ego. Nu din dragoste necondiționată. Nu din conectare la sursă. Voi sunteți conectați la sursă, aș spune. Voi sunteți cei care, dacă nu sunteți voi, persoana cu care aveți a face, da? Care lucrați cu intuiția voastră de mult timp. Și intuiția vă spune că această dorință trebuie transformată. 20 tot apare și înseamnă transformare. Da, vă este dor de această îmbrățișare. Vă este dor de dragoste. Dar știți că deocamdată e într-un labirint această situație, această poveste de dragoste, această ce-o fi. Și trebuie să vă ridicați deasupra acestui labirint, trebuie să vă proiectați în alte, eu știu, să vă conectați la sursă, la dragoste, la vibrația voastră cea mai înaltă. Foarte intensă această dorință, foarte intensă această dragoste. Dar pentru că a apărut 22, interesant, vorbim astăzi pe 22, 20, 22, 20, 22, ceva. 22, 23, 20, 22, 23, ceva, probabil se va manifesta sau intuiția vă ajută să vă conectați la sursă și să primiți niște răspunsuri, regina de spade și scribul, și să comunicați răspunsuri legate de destinul vostru, de felul în care vindecați, voi posibil vindecați 6 de cupe și dragostea și împărăteasa, da? Vindecați mulți oameni prin felul în care comunicați. Dar dacă cineva prin prezența sa va dezechilibrat, să zic, un pic, că apare Moonlight și Balancing Act, 11. Poate să fie flacăra voastră geamănă, 11, dar 51 invers întors mi-aduce aminte de 15, sunt multe secrete. 15 este diavolul, dorința, sunt multe lucruri despre care voi nu știți, care vă dezechilibrează și pe care voi trebuie să le reechilibrați conectându-vă, repet,
la sursă, la dragostea voastră pe care unii dintre voi o aveți ca și sau mai bine zis ați regăsit-o în voi. Voi aveți această dragoste și acest echilibru în voi și îl oferiți altora. Le puneți sufletul pe tavă, le puneți emoțiile pe tavă. Dar nu doar atât. Le explicați și logic. Le explicați că dragostea e o chestiune de moralitate, știți și voi că dragostea nu-i dorință. Intuiția vă spune acest lucru. Repet, poate sub diferite forme, însă, posibil, ar fi frumos ca tot ce a fost secret să se transforme, pentru că apare metamorfoza. Metamorfoza, două suflete, sunt două păsări flamingo, două suflete. Și voi vă transformați în relație cu acest personaj și personajul acesta se transformă, dar în această perioadă, probabil, trebuie să vă concentrați pe Clinic House. Nu știu dacă renovați ca mine, dar trebuie să vă curățați spațiul interior, sufletesc eventual, emoțional, spiritual, de niște influențe. Influențele acestea țin de dorințe, repet, foarte intense, un pic mai mult toxice, care v-au dezechilibrat. Să zic, de la misiunea voastră, unii dintre voi aveți capacitatea de a ghida oamenii. Aveți acest echilibru, patul, împăratul, echilibru și dragoste, împăratul și împărăteasa. Ați găsit, repet, echilibru în voi. Sunt îndrăgostiții, da? Împăratul și împărăteasa sunt aici. Ați găsit echilibru în voi și îl manifestați, dar ceva s-a întâmplat, o atracție foarte puternică între voi și cineva. Posibil încă vă este dor de acest personaj la distanță, ați vrea să se transforme lucrurile, ați vrea să fie altfel, poate și lor le este dor. Dar voi concentrați-vă, să zic, hai, ca să nu mai lungesc foarte mult, concentrați, apropo de interior, de Cleaning House, momentul în care vă eliberați, vă curățați de aceste energii intense, toxice și vă regăsiți echilibru, frumusețea, dragostea, strălucirea, manifestați acest, mamă, ce frumos, împăratul și împărăteasa, unde ar putea să locuiască dacă nu într-un palat? 4 și, 2 și cu 3, 5, marele preot, probabil că vă veți atrage, probabil, așa simt, așa sper, vă veți atrage partenerul divin sau partenera divină. 4 și cu, 2 și cu 3 am zis înseamnă 5. 5 înseamnă male preot, înseamnă o relație stabilă, asumată, responsabilă, în credință, în lumină. Da? Un palat de aur. În care puteți să construiți abundență împreună pentru că v-ați găsit abundența în voi. Dar, repet, dacă personajul de care vă simțiți atrași încă v-a dezechilibrat și nu știți multe lucruri, curățați-vă, transformați-vă. Acum, pentru că e etalare generală, nu pot spune că acest personaj va veni musai transformat. Poate, ar fi frumos pentru unii dintre voi. Sau va veni altă persoană potrivită pentru vibrația voastră. Veți trăi și veți vedea. Ideea este că trebuie să faceți curățenie, să vă transformați. Da? Și să urmați lumina. Și voi sunteți lumină, dar trebuie să urmați lumina ca să vă găsiți stabilitatea, echilibru. Hai să mai vedem. Azi e o relație la distanță. Ia uite. Veți comunica cu scribul, da? Veți comunica, probabil, despre o perioadă de abandon în care v-a fost doar unul de celălalt. Și regăsirea va fi minunată cu 4 de bâte. Dar nu e suficientă regăsirea. Avem nevoie de stabilitate, nu? Și voi, și noi, și toată lumea. Cine apare aici? 9 de spade. Ia uite, magician. Dacă această dragoste, dragostea voastră a fost blocată,
de cineva, își face griji. Poate că și voi v-ați făcut griji, eliberați-vă de aceste griji pentru că voi aveți alte lucruri de făcut. În primul rând, de oferi dragoste în continuare, de oferi lumină. De direcționat oamenii către destinul său, lor, pardon. Și posibil unii dintre voi, interesant, acest destin are numărul 16, numărul turnului. Probabil redirecționați oamenii printr-un fel de a comunica transformator 13, foarte direct. Foarte direct sau foarte șocant. Poate nu e direct, musai, că aveți și 6 de cupe, poate să fie blând, dar e șocant, spuneți adevăruri care șochează și transformă în timp eventual. Însă, hai să vedem, cineva vrea să manifeste o nouă etapă între voi și ei. Regina de cupe, aș zice că sunteți voi după cum au venit cărțile. Iar o chestiune de drum, de distanță. Numărul 2. Păstrați-vă cu acest verde central. Și cu acest soare în suflet, dragii mei, cum zic eu, păstrați-vă soare în suflet, prin orice ar fi. 13 numărul morții, transformare, 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 da? Cei care ați ales lumina știți că tot timpul treceți prin transformări, nu doar azi, mâine. Păstrați-vă lumina, păstrați-vă dragostea, păstrați-vă chakra inimii deschisă și veți manifesta împărăteasa, abundența verde la acela, da? Care aduce și bani, și spor, și prieteni, și reușite, și rezultate și ce mai vreți voi. Numărul 2. Poate că, uite, apare 9. Probabil că în septembrie încă vă mai îngrijorați, încă vă mai faceți griji, da? Că e această tristețe, vedeți? Poate tot 9 și 9. Dar va trebui să o transformați, să zburați, să zburați la sursă, eu știu, în alte planuri. Și să înțelegeți că, stai, cum zicea Rumi, ah, ce frumos e citatul, îmi scapă detalii, o să-l pun pe, o să-l atașez jos sub video, mai ascultați și sub video, că mai sunt dedicații muzicale, mai sunt citate. Ceva de genul că dragoste e undeva dincolo de această realitate. O să caut citatul exact, îmi scapă acum, îmi scapă detalii de expresie. Dar, interesant, acestea au venit, uite, lumea și valetul de spade și steaua. E o chestie la distanță, iar regina de cupe am văzut mai devreme și regele de cupe și judecata. Iar, o pasiune care va consuma desire. Ce poate? Ah, ascultați desire de Rumi, vă rog mult de tot. O să pun, da. Desire. Da? Eu cred că voi o să reușiți să depășiți această dorință. Ei trebuie să o transforme. Interesant. Ar putea să fie, vedeți? Nu întâmplător. Acum simt altceva legat de acest medalion. Transformarea poate să țină de ei, de ei care sunt în ego. Nu de voi, musai. Voi aveți de vindecat, voi o să vă treziți. Opa, ia uitați-l și pe diavol. Dar pasiunea asta, nebună, ia uite. Exact, talismanul. Măi, vedeți? Talismanul, soarele. Soarele despre care vorbeam, talismanul. Și soarele, exact ce făceam. Voi nu vă înfiorați când vedeți atâta sincronicitate? Aș spune că este transformarea lor, a egoului lor și dragostea pe care o oferiți voi, i-au primit-o ca pe o pasiune, uitați. Da? Ei trebuie să transforme egoul, obsesia, dorința intensă, dorința, atracția, sexualitatea. Da? Ia uite, ce poate fi? Dar sunteți, dacă sunteți într-o vibrație înaltă, atrageți prin vibrație, dar ei n-au înțeles
că de fapt vibrația voastră îi atrage, nu neapărat aspectul fizic sau sexualitatea voastră se manifestă altfel, tocmai pentru că sunteți într-o altă vibrație. Și atunci, ce vreau să spun? Wow, ce... Ce? Da, ei trebuie să se transforme și se transformă, învață, simt că e dragoste. Regele de cupe și mai devreme văzusem regina de cupe și steaua. E distanță între voi, trebuie să-și asculte intuiția, eventual, iar lumea, distanță. Probabil că vă urmăresc la distanță. Ei trebuie să se transforme. Ei au fost în ecou. Asta spuneam despre acest... Acum văd că aici voi sunteți complexi, sursa, dragostea, sunteți doi într-unul, masculin și feminin, în echilibru, oferiți dragoste. Da? Acum ei trebuie să-și găsească și ei soarele. Interesant, vedeți, soarele. Voi l-ați găsit? Voi știți unde să căutați? Știți că trebuie să vă curățați casa fiind sufletul vostru, să vă transformați metamorfosis. Da? Și să urmați lumina. Lumina, soare, lumina, soare, soarele. Da? Ce frumos. E o chestiune la distanță, iar care vă... Eventual, ce ar mai fi, încheiați, alt mesaj, încheiați acest capitol în care v-ați făcut griji. Dacă ați avut griji pe alte planuri, se va încheia, este o asigurare că se va încheia acest capitol. Dacă ați avut probleme de sănătate, dacă ați avut griji, stres în legătură cu o casă, eventual cu relații, cu ego, cuiva, ascultați-vă intuiția. Încheiați capitolul și munciți. Eventual, fiți cu ochiul o perioadă, cu ochiul, cum vreți voi, pe cei care v-au afectat într-un anume fel. Ah, ce frumos, negativ. V-a adăugat stres. Ce frumos, 6 de cupe și îndrăgostiți. Măi, eu zic că o să vă împăcați cu cineva. 3 de spade. 3 de spade. Au fost conflicte, a fost separare, a fost plecare, eu știu, pe alte... în alte orașe, în alte țări, continente, ce-o fi, care a adus această mare suferință între voi. Dar atracția existat, există, eventual, repet, dacă încheiați un capitol cu un personaj care v-a creat multă suferință, vindecați-vă și vă veți regăsi. Măi, vă veți, 6 de cupe și îndrăgostiți un personaj care vine dintr-o altă viață. Predestinat. Interesant. Destin, predestinat. Vă veți găsi echilibru, dragostea, strălucirea lângă cine e pregătit, pregătită să vă înțeleagă, să vă susțină vibrația. Iar apare soarele. Să fiți amândoi în soare, în lumină, în centru atenției, eventual. Și să creați lucruri frumoase împreună, îndrăgostiții, apare de 2 ori, dragii mei. Asta înseamnă și alegeri. Da? Ascultați-vă intuiția. Discerneți între dorință și dragoste. Da? Da, frumos. Frumos. Mai vreți ceva? Eu zic că este suficient. Confirmare că va fi bine. Poate această formulă este insuficientă pentru ce bine, că tot a apărut și împărăteasa, care reprezintă dragoste necondiționată, dragoste divină. Poate formula asta că va fi bine este insuficientă, dar vedeți voi că uneori mai bine să ne reținem în exprimări pompoase și să ne limităm la cuvinte simple, dar adevărate și profunde. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Dragii mei, cei care ați ales, ciudățelul ăsta de medalion, l-am cumpărat de curând dintr-un târg. Am văzut în oraș un târg și mă duc să caut gablonțul. Da, doi oameni care se strâng mult în brațe
aș spune, e o loialitate care se va manifesta în viața voastră. Veți trăi o dragoste, veți trăi o relație în care veți fi loial. Oh, wow, câte mesaje vin. Până la moarte. Eventual, vai, am deja fiori. Eventual, vă întâlniți cu cineva. Mare, ce stare. Vă întâlniți cu cineva cu care probabil că ați fost împreună și în alte vieți, dar nu ați ajuns la niște lucruri, n-ați ajuns să trăiți gen Romeo și Julieta. Aceia n-au putut să trăiască dragostea așa cum ar fi vrut, da? Cum ar fi fost normal. Ce melodie mi-apare? Kiss Me Deadly, Kiss Me Deadly. Nu știu dacă vreodată, câți dintre voi ați simțit în timpul unui sărut acel sentiment că sărutul respectiv v-a atins sufletul, măi, oameni buni. Vă atrage într-un punct zero, într-un punct alef. Vă recomand pentru unii dintre voi, dacă ați citit Alef de Paulo Coelho, este minunat. Înțelegeți ce înseamnă acel punct alef. Vă aduceți aminte. Pentru cei care, că nu pot să vă explic tot acum, pentru cei care nu ați citit, nu știți ce înseamnă alef, este alfa și omega, începutul. Probabil că sunteți plăcări gemene, mai câte. Da, vă recomand să citiți acea carte, Alef de Paulo Coelho. Iar e o melodie care e rock, în fine, dar e faină. Kiss Me Deadly. Un sărut care e fatal, vă face să vă aduceți aminte de ceva ce nu ați simțit lângă nimeni. O parte a sufletului vostru, a spiritului vostru, pe care probabil ați uitat-o din cauza karmei, din cauza multor lucruri. Ce mai simt în plus? Că trebuie să încheiați o situație ca să descoperiți, să renașteți într-o altă relație. Să încheiați o relație ca să renașteți într-o altă relație. Ați înțeles, da? Încheiați pentru renaștere. Moarte și renaștere. Dar aici este o dragoste foarte, foarte mare. Nu știu cât o fi de dorință. Poate să fie și dorință. Dar eu zic că e dincolo. Să nu o confundați. Aici e chestiunea. Să nu confundați dorința cu o dragoste care vă atinge sufletul. Pentru că unii fac această greșeală. Unii fac. Nu-și dau seama pentru că n-au trăit niciodată. Da. Foarte șocant. A apărut uniunea la voi și apoi stai un pic. Ela. Au mai apărut niște cărți. Imediat vi le arăt. Pentru că aceleași cărți au apărut și la numărul 1, tot la sfârșit. Da. Acelea erau 10 de spade și 10 de bâte. Iar încheiere de situații. Unde este? 10 de spade și 10 de bâte. Dați-mi un pic timp. Gata, le-am găsit. Deci la capătul setului de cărți era 10 de foc, 10 de aer, 7 de aer. Oare cum seamnă? 7 de aer a apărut și în etalarea numărul 1. Ați vrut să alegeți numărul 1 sau ați ales numărul 1 pentru o altă persoană și are legătură. Și trebuie să alegeți între, că acolo era o chestiune de alegere, trebuie să alegeți între o persoană care v-a rănit, v-a consumat, în care v-ați păcălit și să manifestați această uniune, 13, iar moarte și renaștere, uniune cu, interesant, fecioara, dar aici este reprezentată de numărul 2 și asul de cupe. Dar nu mă refer la fecioară ca zodie, cât e un început într-o nouă dragoste, care este pură, care este fertilă, care prevede abundență și echilibru și vindecare și tot ce v-ați dorit. Dar pentru asta trebuie să renunțați la măști. Și dragii mei, uneori doare când dați acest bandaj jos, doare să descoperiți că oameni pe care i-ați iubit și știți că v-au rănit, i-ați iertat, v-au consumat, v-au... Și nu mă refer doar la relații amoroase, sunt relații de familie, sunt relații de prietenie, sunt relații profesionale,
doare acest adevăr, doare lumina. Eventual, dragii mei, ce alt mesaj vine. Doare lumina din voi, din noi, când descoperim, când știm că avem ceva de oferit. Poate să această uniune să fie în voi, și cam așa se întâmplă, în voi și apoi împreună cu flacăra geamănă. Interesant, lupul să fie important. Unul este, interesant, lupul și vulturul sau uliu. Wow, ce frumos, că și eu mă pregăteam să fac o lucrare. Deja una este deja neterminată de câteva luni de zile, dar de câteva zile mi-a venit o altă idee și am zis că desenez. Iar lupul și uliu sau vulturul. Unul are elemente, unul dintre voi este foarte marcat de elementul pământ, celălalt de elementul aer și nu zic că sunteți semne de pământ sau semne de aer, vă rog frumos să discerneți. Unul este mai pragmatic și altul este idealist. Nu înseamnă că dacă toate semnele de aer sunt idealiste, nu. Știți bine că nu. Da? Așa cum nu toate semnele de aer sunt emoționale. Așa cum nu toate semnele de foc sunt pasionale. Nu. Energiile astea le manifestăm noi. Și atunci, eventual, unii dintre voi, că și eu mă gândesc la această uniune în mine, eu știu că am această tendință să zbor, să mă detașez, să văd lucruri de la distanță, să gândesc, să manifest latura aeriană. Și de curând îmi dau seama că trebuie să revin un pic pe pământ. Și îmi face bine ceea ce fac acum, ce lucrez, că am unghiile nefăcute, nu, mie îmi face plăcere. Chiar dacă uneori sunt obosită și uite, am venit mai rar în fața voastră, chiar e o plăcere să revii pe pământ și să sădești, să sădești. Să ai grijă de ce în jurul tău, să sădești dragoste. Avem și apă, avem și pământ, avem și aer, avem și foc. Toate elementele sunt deja pe masă. Și atunci, aici este marea iluzie, păcăleală. Cineva trebuie să renunțe la măști. Și să aleagă, doi înseamnă alegeri. Să-și asculte intuiția, marea preoteasă. Ce? Să aleagă o nouă cale. Dar este fecioara pentru că este la început, este o cale virgină, să zic. Poate să fie o nouă relație de dragoste cu cineva cu care ați mai fost în altă viață, simțiți intensitatea și aici să nu vă păcăliți. Doamne, da, uite, iar ce vreau să zic și mi-am adus aminte. Apropo, vai, deja în fiori. Simțiți intensitatea de a simți și multă durere. Măi, probabil că sunteți flăcări gemene unei dintre voi. Sau suflete perechi într-o vibrație care a trecut prin niște drame în trecut, în alte vieți. Simțiți și intensitate și atracție și durere. Și ce vreau să spun? Și aici să nu vă păcăliți că ziceți, aoleu, aoleu, da? Îndrăzniți în această uniune, în această dragoste, care vindecă și durerile, vindecă și intensitatea, vindecă tot. Spuneam, n-am apucat de fapt să spun. Chiar de la început am vrut, dar am zis, hai totuși să pun cărțile pe masă și încă nu le-am pus pe toate. Spuneam că în momentul în care am luat medalionul și în mână și vorbeam despre el, mai cu câteva minute, nu știu câte minute, mi-am adus aminte de un film. Și de finalul unui film pe care, eu știu, l-aș vedea de multe ori, dar finalul mă face să plâng și aș fi vrut să vorbesc despre finalul ăsta într-un video separat. E vorba de moartea a două persoane în timpul vulcanului. Ajutați-mă! Sunt sigură că mulți ați văzut acest film. Un vulcan, poate iar o chestiune de Italia să fie importantă pentru unii dintre voi. Vulcanul Etna, greșesc? Dacă greșesc, mă corectați, este un film, da. Este un film. O să-l atașez eu, mai citit și sub video, că acum îmi scapă. Sunt sub, dar am imaginea în față când cei doi, apropo de ce am zis că au murit împreună îmbrățișați, probabil simți și intensitatea și durerea. De ce am plâns la filmul ăla?
Deci cei doi se sărutau în momentul în care venea lava peste ei. Vă dați seama ce dragoste? Și s-au întâlnit exact în ultima clipă. Nu se întâlniseră până atunci. Deci n-au apucat să-și trăiască dragostea. Uf, că vine să și plâng. N-au apucat să-și trăiască dragostea. Urmează eventual în această viață să-și trăiască dragostea pe care n-au reușit să o trăiască în viața anterioară. De-aia e și foc și consum de energie și ardere și durere. Dar altfel decât... Doamne, ce stare am la această etalare. Hai să vedem ce a mai venit. Ce cărți veniseră. Acestea erau la sfârșit. Da. Și acestea au venit împreună. Dar trebuie să manifestați o nouă existență. Interesant. Existență. În viața voastră și în relație, în această relație. E o relație pe care trebuie să o începeți. Care vă împlinește. Ca o stea care... vine înspre voi cu viteză să vă transforme viața. E o nouă viziune. Aveți o nouă viziune în această perioadă, pentru că unul înseamnă manifestare. Cum să manifestați această iubire? Poate în trecut ați fost jucăuși, apropo de măști, apropo de acrobații, de măști, că și acest personaj este pictat pe față. Poate în trecut unul dintre voi a fost mai jucăuș, mai puțin asumat. Dar în această relație, tot ceea ce simțiți este atât de intens, de dureros, dar, repet, dați-vă mâștile jos, vedeți dincolo de sacrificiu, apropo de moarte și de renaștere, vă ridicați. Vă ridicați din superficialitate, eventual unii, ei sau eu știu cine. Sau mai bine zis, dacă ați văzut că ați crezut la un moment dat că e doar o joacă, doar un sărut, doar o îmbrățișare, acum aveți o nouă viziune despre această îmbrățișare, despre acest sărut, despre acest cuplu. E un personaj nou în viața voastră. Sau va veni. E nou pentru că e zero. Dar cum am zis mai devreme? Îndrăzniți. Pentru că îndrăznind puteți să integrați experiențele și din această viață și din viețile anterioare, să integrați chestiune de yin și yang, yin și yang, încheiați un ciclu și intrați într-un alt ciclu de existență și vă vindecați, iaute, asul de cupe, healing, 10. Iar o chestiune de distanță, 10 de monede, de lume, de călătorii în jurul lumii, dar în această călătorii pentru bani, pentru alte relații, poate o altă relație la distanță care va aduce stabilitate, va adus whatever, da și durere și responsabilități, dar eu vorbesc acum de ce va aduce această nouă relație. 0-1, 1 de două ori, magicianul, cu alte cuvinte. Manifestarea acestei noi, aș spune iubiri, yin și yang. Am zis, aici este, yin și yang. Ce mai apare? Da, interesant, iar apare healing, touch, ouch. Da, doare, dar această atingere, știți bine, această atingere, acest sărut vă vindecă, vă aduce acasă, vă cheamă acasă, vă cheamă să, da, în această uniune, vă face să vă doriți să fiți într-o relație stabilă, dar nu fixată doar pe material. Sau dacă cineva a fost jucăuș, a fost mai puțin asumat, acest personaj probabil își va dori să se implice într-o relație stabilă cu voi. Sau poate sunteți voi, nu știu. Care? E etalare colectivă. Dar, repet, e o relație care vindecă. Unul dintre voi este vindecător deja. Și celălalt eventual urmează să se vindece și să descopere altceva, alte chestiuni legate de el, de ea. Iar trebuie să faceți o alegere, making a choice. Și gentle gardener. 2. 2 înseamnă making a choice. Tot am vorbit despre chestia asta mai devreme. Să sădiți. Probabil că unii dintre voi ați sădit deja dragoste în sufletul cuiva prin acea îmbrățișare, prin acel sărut sau, sau invers.
cealaltă persoană a sădit în voi dragostea. Variază de la un om. E etalare colectivă. Dar trebuie să alegeți. Da? Cineva a sădit dragostea, a sădit puritate, a sădit altă vibrație în inima celuilalt. Și 2 și 3, da? 2 și 3. Și odată sămânța pusă, sunteți chemați să alegeți. Sunteți chemați să alegeți. Iar, ori între relația karmică în care ați suferit și v-ați consumat energetic și acest nouă dragoste cu potențial, dar trebuie să vă ascultați intuiția. 2. O fi fecioară, maiden, dar este și marea preoteasă. Poate o persoană care este mai pare, interesant cum vine mesajul, pare copilăroasă, pare inocentă, dar nu ascunde multe capacități, să zic, de manifestare frumoasă, de vindecare cu astfel de cupe. Puteți să fiți voi sau cealaltă persoană. Vedeți, pentru că aveți de ales. Aveți de ales. Și am zis, dați jos masca ca să puteți să vedeți bine ce alegeți, chiar dacă doare adevărul, chiar dacă doare să vă eliberați de relația veche. Spuneam că am simțit aici în această... Am simțit mai mult. Da. Probabil, nu știu, în ultima vreme tot am simțit chestii legate de Italia, că și eu am străbunii mei ro-italieni. Posibil că m-am conectat la cineva care are acolo, ori trăiește în Italia, ori se duce în Italia. Din cauza că am străbuni în Italia. Din Italia. Și filmul, da? Cum îi spune? Etna? Probabil că Etna. Nu cred că greșesc. Dacă greșesc, mă corectați voi. Ce a apărut aici? Ah, interesant. Ah, aceste cărți au apărut. Și am văzut mai devreme jucăușul, jucătorul, da? Page of Wands poate să fie. Page of Wands poate să fie foarte jucăuș. Vine, pleacă, se bucură de sexualitatea sa, dar nu folosește energia așa cum ar trebui. Interesant că apare o întâlnire în acest spânzurat. O întâlnire foarte specială. Între cineva care stă atârnă într-un neant. În aceste relații karmice, în această falsitate, în acest autosabotaj, poate să fie și autosabotaj. Apare cineva care oferă o cupă de dragoste. Am zis, ia uite fecioara. Dar nu fecioară ca zodie, repet, e o persoană în energie pură. Poate să fie orice zodie și orice bărbat, femeie, nu contează, orice vârstă. Da? Care oferă asul de cupe. Ce e asul de cupe decât... Da. Aici, asul de cupe. Și acest asul de cupe aduce o nouă înțelegere a cuiva. Măi, eu pot să fiu rege. Pot, am această capacitate de a manifesta energia mea divină, masculină, la modul superlativ. Și până acum, eu așa văd, pentru că e vorba de alegeri, și până acum am manifestat un jucător, un nebunatic sau nebunatică, poate să fie și invers, da? Dar sunt energii masculine. Totuși atunci vorbesc de ca și când ar fi vorba de un bărbat, da? Posibil dacă v-a părăsit un bărbat imatur, posibil pentru unii dintre voi, ori să vă găsiți bărbatul mator de care aveți nevoie, ori acesta să se întoarcă transformat. Aș putea spune asta. Aș putea spune. Da, transformat. Iar o chestiune de vindecare. Preajma. Ce mai vreau să spun? Concentrați-vă foarte mult, nu foarte mult, în echilibru, evident. Concentrați-vă pe ceea ce urmează să manifestați. Întâmplător sau neîntâmplător, am ales cărțile After Tarot.
adică după tarot. Aș spune chestii, vibrații care țin de viitor. Concentrați-vă mai mult pe cum vedeți această uniune. Ce vreți să manifestați de acum încolo, 01. Nu pe ce a fost, nu pe dureri, nu pe consumul de energie, nu pe relațiile karmice, nu pe falsitățile pe care le-ați trăit, care v-au fost transmise sau în care ați fost educați unii sau alții, da? Concentrați-vă pe ce urmează, pe ceea ce vreți să manifestați. Se poate construi o relație sau un job, orice ar fi de... Eu simt că e vorba de dragoste aici. Nu cred că e vorba de job. Eu aici simt că e vorba de dragoste. Dragoste foarte, foarte intensă, care vine dincolo de alte... dincolo de timpuri, de alte vieți, care vindecă. Și în care vă regăsiți stabilitatea, confortul, căldura, căminul, de fapt. Nu e casă, e cămin. Pentru că n-ați reușit în alte vieți. Hai să vedem pentru numărul 3. Alte mesaje. Dar trebuie să schimbați viziunea și a voastră și ei la fel. Valetul de spade. Dacă vin oameni din trecut să vă influențeze, țineți-vă adevărul că am văzut regele de spade mai devreme. Interesant ce apare. Cei doi, da, cei doi, în momentul în care vă întâlniți, puteți să creați o nouă lume, o nouă relație, o nouă casă. Globul ăsta înseamnă abundență, înseamnă foarte multe, o nouă viață. Eventual, există marcaj în viața, în plan, în harta cuiva, marcaj în semne de pământ, taur, fecioară, capricorn și berbec, leu, săgetător. Ar putea să fie același bărbat, pentru că sunt doi regi unul după celălalt. Hai să vedem, valetul de spade. E nevoie iar de comunicare, aș spune. Dar față de alți valeți, acest valet ține spada hotărât să învețe să o mânuiască. Interesat de o chestiune de comunicare. Ca spada înseamnă comunicare. Și iar acești oameni ar putea să fie din trecut. Poate nu sunteți voi, poate sunt ei, care trebuie să, apropo, în momentul în care renunță la măști, trebuie să înfrunte adevărul, să spună adevărul celor din trecut. M-ați păcălit sau m-am păcălit, pur și simplu, m-am păcălit lângă voi. Nu sunteți ceea ce mi-am dorit, nu sunteți ce mă ajută sau nu sunteți dragostea pe care am sperat-o sau nu sunteți eu știu ce. Poate acest personaj trebuie să spună că e vorba de 7 de aer, de a comunica adevărul. O fi mai stângaș la început, e mai greu, dar aș spune că e hotărât, nu mai se uită, uitați-vă în alte etalări, valetul de spade ține spada în mână și se uită în altă parte. În această, că e after, de-aia zic, în viitor, cine va învăța să comunice, persoana, să zic, o leacă mai imatură, va învăța să comunice asumat, că am văzut regele de spade mai devreme, interesant, vorbesc de judecată. Se va transforma, nu știu în cât timp. Dar nu cred că e vorba de voi. Dacă știți că sunteți deja în lumină și că oferiți dragoste, dar dacă știți că sunteți voi, asta e. O, ce frumos, 0. Și părăteasa, 7 de cupe. A fost o separare, probabil. 0 apare de două ori, nebună. A fost o separare care v-a adus multe lacrimi, multe confuzii. Posibil, acest jucător, că e cineva jucăuș, e cineva care se păcălește, că playfulness, da, jucătorul, este o persoană care clar se păcălește, pune măști. Își pune măști pe față, își schimbă comportamentul, e cameleonic. Și alargă după diferite opțiuni, după cai verzi pe pereți, aș spune.
Dacă a alergat după bani, acest personaj își dă seama, ia uite ce tentație, că a fost legat. Eu știu, e un șarpe care leagă, da? A luat, a ales banii, a ales tentațiile, eventual sexuale, și și-a blocat inima cu bani, și-a blocat și chakra sexualității, aș spune. Uf. Dacă acest personaj a înțeles adevărul, e minunat, interesant că apare și împărăteasa. Poate s-a păcălit într-o relație de dragoste. Poate mama copiilor a fost avidă după bani sau după alte chestiuni. Posibil și asta. Dar hai să mai vedem. Dar ceva a fost sădit prin acest sărut, prin această îmbrățișare în sufletul celuilalte, cavalerul de cupe invers. Dar e drăguț că a venit invers, că e o chestiune de justiție. Cine trebuie să o ia de la zero știe că e dispus să riște. Pentru că nu mai vrea să păstreze. Interesant, cavalerul de cupe își bea cupa, se mulțumește cu emoțiile sale, vrea să ofere din cupa sa, aș spune. Din emoțiile pe care le-a reținut și le-a folosit doar pentru sine, nu și pentru relația aceasta de dragoste. Aș spune că interesant cum vin cărțile. Probabil acest personaj trebuie să-și rezolve niște chestiuni în justiție, una la mână. Poate să fie și un divorț de o persoană dezechilibrată, dar lecția, interesant, și aici ocupă care curge și aici ocupă care curge. Posibil acest personaj, nu știu dacă sunteți voi, poate sunteți unii dintre voi, pentru că trebuie să intrați în manifestare. Dar am zis, trebuie să vedeți dincolo. Dar aș spune că aceste cărți se referă la aceste relații care v-au consumat și care v-au durut și în care v-ați păcălit. Nu se referă atât de mult deocamdată la noua dragoste, la perechea cu care puteți crea un nou univers, o nouă relație, o nouă casă. Aceste cărți țin mai degrabă, aș spune că exprimă, eliberarea emoțională, cavalerul de cupe nu mai vrea să împărtășească emoții față de cei care au fost de drepți, justiția și șapte de spade. Sau vor să-și găsească, aha, interesant, să nu-și mai caute echilibru în stânga și în dreapta, să-și găsească, aici e frumos la temperanță, nu mai caută echilibrarea prin relații, și am văzut, l-am dat și împărăteasa, își găsește dragostea în sine, în el, în ea. Aici este justiția, aici este echilibru care se va manifesta în viața voastră. Dacă cineva vă provoacă să vă eliberați de ei pentru că v-au păcălit, v-au mințit, v-au jonglat, vă veți găsi dragostea, uniunea în voi și apoi veți atrage o nouă dragoste potrivită. Dar îmi place foarte mult această carte, Temperanța. Repet, nu mai sunt două cupe care fac schimb de emoții, este o singură cupă din care iese porumbelul, da? Simbol divin. Cu alte cuvinte, n-am nevoie să caut dragostea în celălalt, eu deja am găsit-o în mine. Apropo de uniune. Și în momentul în care o găsiți în voi, vine și noua dragoste. Ia uite.
și veți manifesta stabilitate, împăratul. Și, apropo de casă, și financiară. Probabil că veți începe cu un gest mic, ori veți primi, ori veți dărui și dăruind vi se va mai adăuga la binecuvântări, la spor. Dar ia uite, veți crea stabilitate, un nou capitol. Un nou capitol. Veți crea stabilitate. Un imperiu interesant, cum vine, imperiu împreună cu flacăra voastră geamănă sau sufletul vostru acesta pereche care vine din alte dimensiuni, tocmai ca să creați ceva. Așa simt. Poate v-ați simțit mici în fața unei oferte. Ați spus că nu e pentru voi, dar ați primit această ofertă și puteți să o transformați, sau mai bine să o puneți în practică, să o duceți cât mai departe. Știți cum e? Era și parabola aceea cu talanții. Unul a îngropat talentul, altul nu mai și-a făcut cu el, celălalt a investit și a creat un imperiu. Dacă cineva a investit în voi un anume tip de valoare, de încredere, duceți mai departe. Cum am zis mai devreme, valetul de bâte devine rege de bâte și apoi împărat, o persoană asumată. Jucătorul, jucăușul care era în trecut, devine, eu așa simt, nu știu în cât timp. Hai să mai dăm o carte pe nebun. Dar trebuie să riscați. Trebuie să riscați, să aveți credință. Ia uite, turnul și magicianul. Wow, ce frumos. Turnul. Oare am vorbit de turn aici? Turnul. Se dărâmă relațiile vechi. E șocant, e dureros, am zis, doare lumina. Apropo de foc, de șocuri emoționale și fizice, și din trecut și în prezent. Dar acest șoc a fost necesar. Probabil comunicarea cu cineva v-a trezit la o realitate. Băi, erai nebun. Când poți să fii manifestor, magician. Magician? Mie îmi place mai degrabă, aș spune, dacă ar fi să creez eu un... Da. Manifestor. Magician. Sunteți magicienii vieții voastre. Nu vă mai purtați ca nebunii în relații în care vă păcăliți. Sau în care păcăliți pe alții. Variază de la om la om, da? Am zis, valetul de bâte trece la regele de bâte. Și apoi în timp la împărat. Interesant. Aici este trezirea. Mai era filmul ăla de care v-am mai zis, regele monarh etern. În care era un discurs între punctul 0 și 1. E un adevărat... E o perioadă foarte lungă de trezire în acest caz. De la 0 la 1 ai 0,01, 0,02, 0,03, 0,0 și așa mai departe. Sau 0,0001, 0,0002. Înțelegeți? Pentru unii dintre voi. A, nu vă place discursul? Căutați pe alt canal, în altă parte. Nu mă interesează. Eu transmit mesajul care este necesar. Da, probabil că transformarea cuiva va necesita mai mult timp. Pentru alții mai puțin. Poate să fie... Da, bruscă. Dar oricât de bruscă ar fi... Da, vedeți, uiteți... Vedeți, e soarele, e porumbelul. O să vă vorbesc cândva și despre porumbel, eventual. Fără porumbel, nu se poate face nimic. Wow. Ia. Valetul de bâte. Ce am văzut? Valetul de bâte era aici, da? Valetul de bâte. Părăsea femeia. Părăsea. Ea a stat, a plâns, s-a uitat în trecut, apoi vine cavaler. Apoi cavaler să cucerească o regină și a spune, pisii, mai câștigă câteva bătălii cu tine.
Nu că n-ar putea un cavaler să cucerească o regină, iar mi-aduc aminte de filme, de Regatul Cerului, pe care îl iubesc la maxim și l-aș vedea de nu știu câte ori. Un cavaler a putut să cucerească o regină. Dar câte bătălii și ce bătălie a trebuit să poarte ca să poată să câștige o regină, da? Mai sunt multe lupte de dat. Acest personaj probabil va încerca să vină să vă cucerească cu mesaje, dar atât timp cât nu vine cu acel valet de monede pe care l-am văzut mai devreme, nu cu valetul, cu oferta de a crea o casă, de a crea stabilitate, tot degeaba. Ia uitați, playerul, playboy, n-am nevoie de playboy, am nevoie de oameni asumați, asta veți spune, am nevoie de oameni asumați. Interesant cum e mesajele. Acum, poate să fie legat și de voi. Voi știți. Dar, repet, referitor doar la voi, dar eu cred că e totuși un cuplu. Dar dacă este, eu știu, altceva, pentru că e talare colectivă, așezați-vă mesajele cum considerați potrivit în spațiul vostru sacru, aș spune. Sădițile, apropo, sădițile, cu grijă, faceți alegerea necesară, da? Și iar poate aveți ceva de vindecat acasă, alt mesaj. Poate minciuna cea mare este acasă, asta trebuie să vă vindecați, de o casă, de o familie în care ați fost educați, ați fost crescuți. Sau căsnicie. Dar ideea este că veți putea crea o altă casă, o altă casă, o altă relație în armonie cu flacăra voastră geamănă, dar pentru asta trebuie să fiți și voi în uniune. Vai, ce-mi place cartea asta. 13, moarte și renaștere, am zis. Frumos, nu știu. Aș mai vorbi, dar deja cred că trece prea mult timp. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.